Hinca la Gherghef. Dacă ești coltei și n-ai nastări, însoară-te. Dacă ești însurat și n-ai bunchi, alungă-o. Acum chiar putem să divorțăm, gata. Oh, de când divorțăm noi cu... De data asta chiar divorțăm, acanciatilna. Cum ai zis? Oh, stai. Definitiv, irreversibil, irrevocabil, oh. Ia uite aici cuvinte, știi rus ca dracule. Irrevocabil. Când am luat-o atâta știe, mama lângă a făcut, n-a spasibă, хорошо, иди сюда. Dar mă, irrevocabil. Până mă, era vocabil, dar mă, irrevocabil. Tu l-a luat pe mine, mă! Cine te-a luat? Eu l-a luat pe tine! Că tu stăteai la fabrică! Că temeai să intri, temeai de câinele! Dar nu să-ți dea în cap așa ceva, mă temem de câini, eu! Dar cum? Asta acum acolo urlă câinele! Dar înainte la fabrică erau motoare, electromotoare, multe motoare! Eu l-a luat pe mine! Și motoarea îmi să aducem, și tehnica îmi scumpărăm, și de câinii vagabonzi îmi scăpăm. Lupta cu maidanezii așa început, aha, da, da. Îi sterilizează. Da, aha, au castrat și ăștia patru câini și tamana și ea s-a nimerit impotenți. Bani prăpădiți în vânt, bani prăpădiți în vânt. Și bani am să găsim și ajutoarea să ne vină. Uh-huh. De unde? Din Austria? Și din Austria, uh-huh. De ce? Ca să scăpăm de câini, asta ajute și Austria. Da, da. Nu Austria trebuia de chemat în ajutor cu câinele, măi. Dar Coreea. Da. Să-ți dea în cap așa ceva. Să-ți dea. În două săptămâni așa e fășeau curat aici. Și ei sătui și noi bucuroși. Doamne, ori așa multe minte trebuie. Nu clar, nu clar. Bă, dar-ți merge mintea, fă. Așa zice toată lumea? Rusca dracului, dar ori unde ai fost dumneata două zile și două nopți? Ia, ia, ia! Eu am avut treburi, foarte importante treburi, tot nu clar de înțeles? O să-ți iasă odată și odată pe nas speculația asta. Dar când eram mai tineric, îți ziceai că să-mi iasă pe buric? Acum, slavă Domnului, pericolul ăsta s-a trecut. E ca de atâta și nu mai am nevoie de tine. Gata, divorț! Păi, cu divorțul ăsta tu... De 20 de ori am dat divorț eu. Nu de 20, dar de 18. Și de 20 de ori tu? Nu de 20, de 24. 25? 25. Primarul nostru cu divorțurile tale mă merită la Costiujeni. Ai putea să-i faci o vizită că șamui acolo. Pajal! Пожалуйста! Да. А что, ульку у нас с кем Беника? А пьяка Доминика... Доминика, ну по, Доминики стала пьяться. Сымбаты? Сымбаты тот стала пьяться. Винер, фа? Винер, я магатес, где пьяться. Мам, пакетес. Лунь? Лунь я увиндела пьяться. Мадис пакетес. Гата, марс, деменяться. Луам букет мари де флори. И мерчим на ум... Iar flori. Băi, ai făcut poduri de flori, ți-ai destul? Și mă rog, nu a fost frumos? A fost frumos, dar și folos. Dar și folos mai vrei, fă? Măi, nu de flori trebuia făcute podurile mei, dar de piatră. Poduri de piatră peste prut. Multe, multe, multe. Cât de multe, fă? Cât de multe. Atât de multe ca să nu poată să pună vama la tăte. Să nu trec eu azi prutul în înot cu țigările în dinți ca un câine turbat. Hanna, auză, ce dă-te întrânsa să-ți dai în cap așa, așa? Să-ți dai, rușine, măi! Rușine! Iaca, a început!
podul și ala de la Lipcani. Da, și de câți ani? Până de unde? Aha, și era neînceput podul. Neînceput. Făcut și neînceput. Neînceput. De ce neînceput? De ce? De atât că nu l-a sfințit. Dar și nu l-a sfințit? Și nu aveau pochi? Doamne, se ferește. Pochi aveau. Dar vame și nu a vrut să-l sfințească. De ce? De ce? De atât că ei știau că dacă se sfințească podul, ei nu o să poată să iei vzeatcă. Și? Asta, șpaga, o. Că dacă ei să iei șpaga, pe dușa să iei puși de asta. Cârșeie la mână. De în cap așa ceva. Să-ți deie, rușinii mei, mare rușinii, eu cu pașaportul românesc și trec prutul în not.